Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu proful online, ca să nu mai întâlnim. Vă rog, pornim, că și așa suntem în întârzieri. Vinovat sunt eu, nu altcineva. Nu știu care sunt de bine, eu sunt. Și spuneam lui Cristina, când a fost câteva ședințe, avem tema pentru mâine, nu? Da, comparați. Așa, vedem îndată, la fel și tu? Da. Avem tema, da. Probleme grele. La mine nu. Da? E sigur că e foarte grea, da? Foarte sigur. Adică mă, așa, mă amenință așa foarte tare, da? La început, așa. Doar că îl spățesc, că mai eu știu. Da, hai să zicem. Spuneam, Cristina, că n-ai fost două ședințe sau trei, nu mai țin minte exact. Sigur, noi am făcut ședințe foarte frumoase, dar de tot, o grozăvie. Da, că le zici tot. Și le poți găsi lecțiile astea pe Prof Online. Da. Cum procedezi? Deci tastezi pe Google Prof Online. Da. Se apare link-ul, da. Dai click pe link, se deschide pagina mea de intrare. Da. Pagina de intrare scrie așa, video apicultură, video matematică și, mă rog, fundația și mai sunt mai multe acolo. Și tu dai click pe video matematică, se deschide o altă pagină în care vei vedea toate lecțiile de la prima până la 750 și ceva de lecții. Da? 56, 756, uite, spui tu. Așa. Și atunci, în dreptul lecțiilor, îi scrii clasa a patra. Nu a patra, a cincea, mă. A cincea, așa. Profesor. Așa. Nu știu ce am eu în mintea mea astăzi. Deci, clasa a cincea. Și la cele care scrii clasa a cincea, pe ce le poți viziona? Spun asta, ți-am spus ție, dar le spun tuturor prietenilor noștri cu ocazia asta. Și cum dau pe exact ultimul? Sau... Ultimul? Păi în Stivât lecțiile sunt... Ultima lecție este a 756. Așa. Și aceea, dacă e clasa 8-a sau clasa 11-a, nu te interesează. Da. Dar mai jos, când te uiți la următoarele, da, vei găsi și în dreptul clasa 5-a. Da. Da. Și toate cele care sunt de clasa 5-a, le poți vedea pe toate. De când facem noi temă, pentru fiecare găsim clasa 5-a. Așadar, dragilor, asta este una de variante. Există și Fundația Prof Online. Da. Și dacă ne duce click pe Fundație, atunci intrăm în pagina cu Fundația și acolo sunt chiar pe clase. Pentru... Nu, nu, nu. Tot aici. A. Când ți-aș spus pe prima pagină, ce am zis că este? Video apicultură, da, video matematică, Fundația, da, și mai jos e Prof Online TV. Da. Da? Mai jos. E televizorul acela. Ei bine, pe Prof Online TV nu te duci, că tu ești aici. Da? Bun. Tu te duci acolo la video matematică pentru... sau la fundație. Dacă dai click pe fund acolo, Fundația Prof Online, da, se deschide pagina cu fundația și acolo sunt pe clase. În partea stângă zice... Eu mă uitam pe YouTube de obicei. Da, da, acolo le, mă, e mai greu să le găsești pe toate. Cert este că aici le găsești în ordinea aceea în care ai spus pe clase. Așadar, tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Ați auzit ce v-a spus fetele? Că se pare că e o temă foarte grea. Casa 5-a. Așa. Ce vrea să ziceți? Da, casa 5-a, nu mai e gata, nu mai greșesc. Și începem cu Ștefania. Te rog, Ștefania dictează. Comparați puterile. Regla a patra. Da, cu vecinul său. Cu puteri. Vecinul. Da. 3 la 4 cu cine? 9 la 2. Cu 9 la 2. Echivalent cu? Te rog să mă ajuți tu. 3 la 4. Păi 3 la 4. Lăsăm așa, 3 la 4. Iar pe vecinul 9, cum să scriem? Nu putem face direct? Putem să calculăm direct cât face 3 la 4. Dar de ce să pierdem timpul? Că noi, dacă ar fi fost o putere mai mare, 3 la 10 și 9 la, la 5, atunci ne-ai trebuit. Da. Păi asta facem acum. În loc din 9, zicem 3 la 2, 3 la 2, totul la 2. Și ce înseamnă echivalent, atât când vedem vecine acum, 3 la 4 și cu vecina sa, 3 la 2, totul la 2, care face 3 la 4. Cum sunt aceste 3 la 4 și 3 la 4? Egal, sunt egal. Egale. Da? Deci sunt egale. Terminat. Deci se vedea de la început. Da. Categoric. Altă. Așa. 2 la 30. 2 la puterea 30. Cu cine? Cu 3 la 20. Cu 3 la 20. Echivalent cu? Voi spuneți-mă că eu ștept tabla. Cu 30 îmi scriem
Așa, perfect. 2 la puterea 10 tot la 3. Da. 2 la a 10, eu zic 2 la a 3 tot la 10. Da. Și vecinul? Cine? 3 la a 2 tot la 10. Da? 3 la a 2 tot la a 10. Și acum, echivalent, cum a spune, 2 la 3 face cât? 6. Auleu, ce nu, 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 mai nu, degrabă dă-mi în palmă. Scuzați-mă. Jură-mă, fă orice. 8, așa? 8 la 10, cu cine? Cu 9 la 10, da? Între 8 la 10 și 9 la 10, care e mai mare? 9 la 10. 9 la 10, deci e clar că punem 9 la 10, e mai mare decât 8 la 10, adică echivalent cu cel de pe locul 2, 3 la 20, ca și cum aș spune 3 la 20, cum a fost formulat, e mai mare decât 2 la 30, da? Da. Bun, altă? Așa. Ceva? Determinați ultima cifră a numărului. Nu. Deci determinați ultima cifră, determinați ultima cifră. Pentru nu egal cu? Nu egal cu 4 la 283. 4 la 283. Plus 15 la 3289. 3289. Ok? Acum mai bine niște tabla. Văd că voi acum ce faceți. Că voi trebuie să faceți greșite, că nu eu. Nu așa, Stefania, cum spuneam, cum le spunea la olimpici. Voi trebuie să le faceți, nu ea. 4 pe, cum ar putea scrie pe 4? 2 la a 2-a. Deci poate să fie mai egal mai departe cu 2 la a 2-a. Totul la 283 plus 15 la puterea 3289. Da? 3289. Egal mai departe. Cum scriu acolo? 2 la a 2-a, totul la a 2-a. 2 la 2 ori 2083. 2 ori 283 plus 15 la puterea 3289. Egal mai mare cu 2 la puterea 2 ori 3, 6 2 ori 8, 16 2 ori 2, 4 și 1, 5 plus 15 la puterea 329. 3289. Așa. Ia să vedem mai departe ce facem acum. Haideți, fetele, nu mă ajutați. Nu se poate, nu mă lăsați așa, în starea asta de tensiune. Mai ales ce mă așteaptă de la Cristina, că tot m-a promis. Ce fac eu acum? Hai să vedem. Cum facem 2 la? Pentru 2 la, știm că 2 la are o lungime a ciclului sau se repetă din câți pași? Din 4 în 4, da? De ce o să împărțim pe 566 la 4? Deci pe 566. 566 împărțit la 4, spuneți voi. Vine 5 odată, 1 ori 4, 4. 16, 4, 16. 4, 4, 16. Și 6 coborât. Merge o dată și rest 2, da? Adică 566 se scrie ca fiind 4 ori 141 plus rest 2. Rest 2. Plus 2, da? Încât vom continua. E greșit ce egal mai departe cu 2 la puterea 2 la puterea 4 ori 4 ori 141 plus 2 plus 15 la puterea, să nu uităm 3289. Și egal mai departe, ca și cum ar fi 2 la a 2-a. 2 la rest. Da. 2 la a 2-a, care e ultima cifră 2 la a 2-a? 2 la a 2-a, 4. 4, sigur, da, face 4. Așadar, ăsta face un număr lung. În care are la sfârșit. La cifra 4. Da? Și plus, oare 15... Când am un număr cu 5 la sfârșit și ridic la o putere, cât va fi? 5 la 1-a, cât este? 5 la a doua? 25. E 5 ori 5. Deci tot timpul 5. Așa că 15 la orice putere va fi un număr lung, ultima cifră 5.
Atunci când adunăm cifra unităților, 5 cu 4, 9. V-ați spus? Deci ultima cifră este 9 și am răspuns la întrebare. Da? Deci care a fost ideea? Pe 4 am scris ca 2 la a doua, am mulțit cu acolo, mi-a dat 2 la puterea 566, știm că la 2 și la 3 lungimea este a periodicității din 4 în 4 pași, am împărțit pe ăsta la 4, mi-a dat restul 2 și acum l-am scris pe 566 ca 4 la 141 plus 2, care am împărțit de plus, și le devin ca și cum ar fi 4 la a doua, da? 2 la a doua. Adică am înlocuit. Am înlocuit pe 566 ca 4 la 181 plus 4 plus 2 la plus 2. Corect. Bun. Și acum, ultimă, următoarea chestiune. Dacă B minus C. Dacă B minus C. Egal cu 32. Da. Și AB minus AC. Cu bară deasupra. AB minus. Numai nu ori AB C. Da. Dacă? Dacă B minus C. Egal și AB minus AC fac 544. Valoare A. Ei, bun. E corect așa. AB minus AC, zice, AC, nu? Da. AC egal cu? Cu 544. 544. Luați valoarea lui A. Deci nu e bar, nu e un număr format de două cifre, înseamnă A ori B plus A ori C. Așa înțeleg noi. Da. Păi cum facem aici? Ne întreabă să calculăm A egal cu cine, nu? Da. Păi da, din relația de sus nu putem să înlocuim? Adică, asta să înlocuim. Da. Dar ce, uitați-vă, A ori B plus A ori C, ce aș putea face? Factor. Să scoatem pe A la factor comun. Da. Păi, într-un fel tot la fel. Cum am gândit noi două. Adică cum ați gândit azi? Adică A pe lângă, da. B minus C. B minus C. Și abia atunci înlocuim pe B minus C. Da. Deci echivalent cu A pe lângă B minus C egal cu 544. Deci a doua relație am scris-o. Da. Scoți A ori 32. Așa. Că acum B minus C e 32. Deci vine echivalent, va spune că A ori 32 egal cu 544. De unde A va fi egal? Cu cine? Dacă am mulțit cu 30, face atunci A, face 544 împărțit la 32. 544 împărțit la 32, vă rog să faceți împărțirea, să vedeți cât vă da. Ia vedeți. Este 44 împărțit la 2. Gata împărțirea? Bine. La 32 împărțit, da? 544 împărțit la 32. Ca 32 în 54 da, da. Merge odată. Da, 17. Da. Și face... Da. 32, 32 și de aici restul este 2 din 4, 2, 3 din 5, 2, coborâm pe 4, ca 3 în 22, din 7 ori, 7 ori 2, 14, 7 ori 21 și 1, 22, într-adevăr, 17. Răspuns A egal cu 17. Da? A egal cu 17. Următorul? Moș Crăciun vine în vizită la o clasă de elevi. Moș Crăciun. Da. L-ați văzut pe Moș Crăciun? Nu știți? Când intrați la Profo Online acolo, da. O să vedeți pe Moș Crăciun cu două pachete de DVD-uri în mână. Da? Nu v-ați uitat? Două pachete de DVD-uri în mână și pe urmă mai sus scrie Moș Crăciun în SUA, în Statele Unite. Să dați click acolo pe Moș Crăciun din SUA și îl veți vedea pe Moș Crăciun din Statele Unite. Prof online, Moș Crăciun. Prof online, Moș Crăciun. Ardeți din răbdare să vedeți asta. Da. Cel mai frumos film, să vă plac, e teribil de mult. La, când am fost în Statele Unite, deci am jucat rolul lui Moș Crăciun, la copiii românilor de acolo. Dumneavoastră? Da, Moș Crăciun, Statele Unite. O să vă vedeți.
Așa. Dar am jucat rolul acesta, îl joc de foarte multă vreme, de când erau copiii mei mici. Deci sunt ani, am o experiență în asta. Mergem mai departe. Moscrăciun vine în vizită la o clasă de ele. Așa. El are în sac multe ciocolate. Așa. Dacă ar da câte o ciocolată la fiecare copil, iar rămâne 18 în sac. Însă, dacă ar da câte două la fiecare copil, la fiecare, iar mai trebuie 15. Câte ciocolate și câți copii există? Și m-am notat că... Chiar că trebuie să scrieți pe tablă. Da, chiar n-am înțeles. Chiar n-am înțeles. Deci, Moș Crăciun... Moș Crăciun... vine în vizită la copiii din Statele Unite. Da. Așa, cu foarte multe daruri. Da. Și el are, printre altele, și ciocolate pentru copii. Dacă ar da câte o ciocolată, hai să facem copii așa cu cerculeți. Da? Pe câți copii spune? Nu știu. Dacă dă câte o ciocolată, câte una la fiecare copil, adică facem câte o singură liniuță, da, de câte o ciocolată, puncte, puncte, nu știm bine să facem, da, sigur îi mai rămân câte ciocolate. 18. Deci, hai să mai facem așa, încă un număr de copii. Deci, rămân 18, da? 18 da, ciocolate. 18. Aceste 18... Mai multe ciocolate. Da? Aceste 18 ciocolate, dacă s-ar face câte două, ar da câte iar două... Iar mai trebuie 15. Ar rămâne 15 copii fără ciocolată. Da. Ar rămâne 15 da, copii fără ciocolată. Deci, practic, dacă ar da câte o ciocolată, adică s-ar face două, câți copii ar urma să primească câte două? Păi de ce nu o parte o bomboană și jumătate ca de să ce nu dă două ca să nu rămână? Nu, că e ciocolata, dacă ciocolata este împachetată, nu poate să o rupă, da? Să ne înțelegi. Nu umblă cu de-asta. Moșul a făcut el un calcul. Măi, dacă le dau la toți copiii care sunt acolo prezenți câte o singură ciocolată, rămân 18 deoparte, da? Dacă le dau câte două, adică aceste 18 începe să le împartă, atunci acoperă 15 copii rămân fără. Da. 15 rămân fără ciocolată. Da. Atenție! Okay, trebuie să... Uf. Eu acum știți, hai să vă spun, nu știu să o fac. Reușiți. Dar poate reușesc. Că încerc acum să mă concentrez, da? Și vă invit și pe voi ca să mă ajutați. Că și filmează și dacă mă fac de baftă, e și vina voastră. Toată construcția cu Moș Crăciun, cu tot așa. Află și ăștia din America că nu știu să fac probleme. Și cu Moș Crăciun, sigur. Așa, hai să vedem încă o dată. Deci, cele 18 ciocolate, încep să le împart câte două și nu le pot împarte o câte două. Nu înseamnă că sunt copii. De ce nou? Păi, sunt 18 la 2. Atenție, nu facem ca la clasa a 4-a sau la 3-a, că nu. Nu, doi ce fac cu acest domnul? Le împart în două. Nu. Se rămâne un copil fără un. Atenție, că rămân 15. Deci 15 copii. În momentul în care le împart câte două, deci eu am la dispoziție, atenție, am la dispoziție 18 aceste ciocolate pe care le împart la cei 18 copii, da? Și le-am împărțit la cei 18 copii, am acoperit pe primii 18. Deci ajung până la copilul în 18, al 18-lea. Deci copilul ăsta, 18-lea, ca poziție, are două. Deci de la 1 până la 18 au câte două, da? Păi
E clar că putem face, să mai mulți de 15 copii și ar putea face 18 plus 15 și ne arătăm. Nu facem așa, gândim problema. Aveți, aveți reflexul ăsta în a spune, da, doamne, ne scădeam. Da? Atenție multe. Deci, repet problema. Când l-am împărțit la toți copiii, pe toți am acoperit, cu câte una mi-au rămas 18 ciocolate. Da. Acum, cele 18 ciocolate încep să le împart. Ție încă una. Ție încă una. Adică, practic, acopăr cu cele 18 ciocolate, 18 copii, 18 cu câte două. Că ei aveau câte una înainte. Da? La prima împărțire. Toți copiii au avut câte o... Toți au avut. Da? Și acum am luat-o cu cele 15 ciocolate în mână, am început să le împart din nou. Da. Am luat-o de la capăt. Ia încă una tu, încă una tu, încă una tu, încă una tu. Păi, și câți, câți copii acopăr eu acum cu câte două? 18. Pentru că ei toți aveau câte una și eu cu 18 începând să împart din nou, le dau câte una a doua oară. Câte una dându-le, că una o aveau din prima împărțire, mai le dau câte una să fac câte două. Deci aveau... Aveau câte una în prima împărțire, da? No. Și acum când a început, ție una, ție una, ție una. Dar de la descrescător. Nu, le-am luat nu, de, la, de la un partea, închipând, erau într-o clasă. Da. Într-o clasă erau. Da. Și toți copiii erau într-o clasă. Și atunci eu ce fac? Le-am împărțit tuturor câte o singură ciocolată. Câți au fost? 30, 40, 50? Habar n-am câți. Așa. Și la urmă mi-au rămas câte au rămas? 18, da? Da. Deci 18 mi-au rămas după ce am acoperit cu câte una pe toți copiii. În condițiile astea, cu cele 18 ciocolate, încep să dau de la, din nou, de la capăt. Și îți mai dau ție una. Câte ai acum? Două. Două. Ți-ți mai dau una. Câte ai acum? Două. Spune tu cât ai. Da. Două. Două. Celălalt mai dau încă una. Două. Două. Și încă, încă una. Două. Câți copii acopăr eu cu cele 18? 18 copii. Deci în clipa de față, al 18-lea copil, au cât, nu, toți câte da, două. Da, de la 1 până la 18, pe 18. Perfect. De la 1 până la 18. A copii. Da? De la 1 până la 18, toți au câte două. Da. Dar acum, spune așa problema, au rămas fără nicio ciocolată 15. Fără nici o... Așa am înțeles. Sau fără două, sau fără o ciocolată. Au rămas fără niciuna, e te rog frumos. Da. Dacă, da. Dacă da. Dați două ciocolată la fiecare copil, iar rămâne 18 în sat. Însă dacă ar da câte două, la fiecare, iar mai la fiecare, iar mai trebuie 15. Iar da, vedeți, la deci fiecare copil are câte o singură ciocolată. Da. 18 copii au primit două, restul n-au decât una singură. Da. Ai dreptate. Că formularea nu a spus așa. A fost dură. 18 copii ar rămâne fără ciocolată. Da. Eu zic așa, citește încă o dată. Dacă ar da câte o ciocolată la fiecare copil, iar rămâne 18 în sac. Însă, dacă ar da câte două la fiecare, iar mai trebuie 15. Iar mai trebuie 15 dacă ar da câte două la fiecare, da? Da. Ei bine, el ar vrea să continue să le mai dea câte o ciocolată. Dar nu mai are. Dar nu mai are. Și atunci ăștia alții care sunt aici... O singură ciocolată. Rămân cu o singură ciocolată. Deci 15 rămân cu o singură ciocolată. Și nu facem 18 ori 2 plus 15. 18 ori 2 plus 15 înseamnă numărul de ciocolate, da? Da. Că așa ne-a întrebat. Câte, câte ciocolate are și câți copii sunt? Da. Și apoi copiii aflăm. Cum aflăm? Păi 18 odată și cu 15? Păi eu ce v-am zis prima oară? Ai zis bine, dar eu n-am înțeles. Ascultă-mă. Cristina, tu ai gândit bine, dar eu am avut impresia că problema e mai dificilă. Mi-ar fi plăcut așa să spun autorul. Zice, dacă ar da câte două,
iar mai 15 copii rămân fără nicio ciocolată. Imposibil, domnule. Păi, da. Păi, da. Nu supăram pe mine. Crețul mai bine. Nu știi să fie echilibrat, nu? Bine, bine, l-am înțeles. Măcar una să fie. Da, da, deci bine, bine. Am înțeles că mi-a ales să completez la toți câte două. Da, dar chiar să-i lasă pe ceilalți fără nicio ciocolată? Deci este corect raționamentul vostru. Așa, dar 15 și cu 18, nu? Găsim numărul de elevi. Deci 15... 15 plus 18 e egal număr el egal cu 23. 23 sau 33? 33. 33 numărul elevilor. Elevilor. Sau copiilor care erau acolo, da? Da? Iar cât privești numărul ciocolatelor, cum să gândim? 33 împărțit la 2. Păi, da, de ce să zic 33 împărțit la 2? Și nici nu sunt parte. Da, păi rămânea... Păi ca să vedem ciocolatele, păi nu-și vedem câți au câte două? 18. Face 18 ori 2? Da. Plus cei care au câte 1? Plus 15. Da. Deci, 18 ori 2 plus 15 egal cu... Cât vine aici? 36, nu? Da. 36 plus 15, care înseamnă egal mai departe cu? 51. 51 ciocolate. Ciocolate. Da? 51 de ciocolate are Moșu în de saga lui. Da. Așa. Trebuie să vă spun că a fost un spectacol. Acolo, o să vedeți filmul, este excepțional. Mă aflam la vila unei persoane, ca fapt divers trebuie să vă spun că se întâmplase așa organizate ei la vila unei... vila unuia dintre cei care nu mai era. Este spectaculos ce vă spun. Deci cu un an mai devreme, persoana fuseseră la Moș Crăciun, a fost încă până în anul 2013 și în anul 2014, chiar prin ianuarie, tatăl a doi copii, deci a decedat, un tânăr la vreo 30 și ceva de ani, era tata, foarte, foarte tânăr, lucra la Microsoft, a decedat și a rămas mama cu cei doi copii și mama, în amintirea celui care avea să, care a fost, să zicem, soț și tatăl copiilor celor doi, a organizat, o ținut în vila ei, acolo să-l organizeze. Și acolo au fost vreo 10-11 familii, cu câte 1-2 copii, și erau acolo vreo 30 de familii. Ca o chestiune de remarcat, amândoi erau catolici, și tatăl și tânăra care a rămas cu cei doi copii. Cel mai mic, Răzvan, fiind finul copiilor mei. A. Da? Copiii mei sunt în state, v-am povestit de multe vreme. La mea căsos, așa. Finul fiind unul dintre cei doi copii. Da. Și atunci Moș Crăciun a fost foarte tare ajutat. Deci a organizat acolo totul în vila respectivă și cel care mă aducea pachetele, de le puteam să le dau la toți copiii, că nu știam. Vă dați seama, nu cunoșteam pe niciun copil. A fost spectaculos, pentru că și cei mari de pe clasa a doua, a treia, își punea problema, băi, cine? Toți părinții sunt aici? Cum se poate? Ce s-a întâmplat? Chiar ei zice Moș Crăciun. Și Moș Crăciun a povestit în limba română. Ei vorbeau și românește, dar mai stricat. Așa, deci nu știu prea bine limba română. Și le-am spus Moș, cum a venit Moșul, dar mai bine vă las pe voi să vedeți filmul. Da. Ce minunat este, cum am gândit acolo, povestea mea. Doar vreau să știți puțin engleză. Nu deloc. Dar românește am povestit. Da, de o să știu. A fost un Moș Crăciun român. Da. A fi între România. Mai întâmplă. Bun. Mă întorc la problemă și deci ați înțeles acum problema. Credeți, vedeți ce am făcut eu. Haideți să vă observați. Eu tot am făcut. Poftim? Eu v-am încercat acolo. Da? Te-ai prins acolo, de acord.
Dar dacă ar fi răspuns 14 copii rămân fără ciocolată. 14. Da. Dacă ar fi zis așa, da. Nu 15, 14 copii rămân fără nicio ciocolată. Ar fi fost un număr par. Ar fi fost un număr par. Și eu aș fi luat, practic, cele 14 ciocolate ale copiilor care aveau câte unul. Da. Le-aș fi împărțit la încă 14 copii. Da? Și la cei 18 mai adăugam încă 14 copii care ar fi primit câte două și atunci s-ar fi întâmplat că numărul total al copiilor cu câte două ar fost 18 plus 14, da? Care ar fi primit câte două, iar ultimii care n-ar fi primit nicio ciocolată erau cei pe care i-am păgubit de ciocolate, deci le-am luat și ciocolatele una câte care o aveau și le-am împărțit la celelalte. Și atunci 14 copii aceia, ca număr, s-adăugau cei triști, care erau mereu plângeau și spuneau, noi n-avem niciuna, că el moșul a fost nesimțit. Și a dat câte două. A dat câte două și nouă, nu ne-a dat niciuna. N-a făcut un calcul și el putea să se gândi de acasă. Să gândească, măi, îi dau câte una și la alții câte două. Așa a dat deodată două. Da. Și la sfârșit a constatat că 14... Da, dar dacă erau copii cu bun simț, să spunem, împărțea și cu ceilalți. Da, le dădeau. Copiii ar fi făcut, ar fi fost, s-ar fi revoltat. Da. Și ar fi spus, moșule, să nu mai faci niciodată așa tâmpenii de asta. Că noi nu rezistăm să le luăm, să luăm câte două și ceilalți să nu rămâne cu niciuna. Așadar, copiii ar fi dat de la ei da. Și a spus, luați voi, și moșurile pe ăsta, 18, care se rămâneau așa, hai să le dăm în două, în trei și dăm la toți egal, nu facem. Da. Da, așa ar fi fost corect. Da. Dar nu cum moșul nesimțit, o făcut, avea să facă greșeală. Însă acum, este corect cum a gândit moșul. Da. O zi, băi, hai să le dau câte una la toți, după care văd câte îmi rămân și pe acelea le mai dau eu lor, celor mai mici. Hai să sperăm că cei care au fost aici de-o primit a doua ciocolată, cei 18, da. Au fost cei mai mici copii. Și atunci, odată lor, așa și făcut eu, ca un Moș Crăciun, da. Cu bun simț. Da, nu. Și unul la cei mari, mai mari, de clasa 6-7, care știu. Tu vrei să spui că cei de 6-7 acolo, mai erau și de-a 5-a, dacă mă gândesc, și a 6 erau. Și au rămas pe gânduri, totuși, ce cu povestea asta cu Moș Crăciun, când de data asta e moșul... Dar nu s-au gândit că e o altă persoană necunoscută? L-a fost mai greu să gândească, că eu n-am apărut un grup la început. Ei se cunosc așa în grupul de români, da, era, da. Era vorba un grup de români care se întâlneau mai des, nu era pentru prima da. Dată când se întâlneau. Așa ei știau, că e cu tare, nu știu cine, tatăl cu tare, tatăl cu tare. Ei, toți erau părinții prezenți acolo și mare le-a fost lor mirarea când au constatat că totuși Moș Crăciun din România au venit. Au venit din România și le-am povestit cum, ce probleme mari am avut că, cu cei doi reni ai mei. Unul l-am pus pe o aripă, altul pe o aripă, la avion. Și odată avionul a făcut apă ca pe o parte și unul mi-a căzut. Și celălalt s-a mai ținut un pic, să nu ți-a dat deasupra. Săi, o poveste frumoasă, trebuie să o vedeți. S-a auzit. Da, da. Acolo am inventat povestea, cred, cu Lenis, cu Arit. Pe loc ați inventat? Sigur, da. Pe loc, na. De aceea, vă invit să vedeți filmulețul. Da? Moș Crăciun în Statele Unite. Și mergeți în fiecare an acolo? Deci am fost 2 ani consecutiv, anul ăsta nu cred că mă mai duc. Pentru că și soția este acasă, atunci soția era în state, era la cel micuț, care aveam un bebe mic, se născuse atunci și a trebuit să stea acolo. Și atunci, de fiecare dată, m-a prins așa, pentru că soția era acolo și m-am dus și eu în state. A fost o ocazie și pentru mine. Da? Bun. Nu ați învățat nici în Hela sau How are you? Apropo de asta.
am voie spus pe asta și pe mă trebuie la lecție să mă mai stau să mai stau pe bat de pic. Că vă trebuie acum. Dai tema lecția? Da. Bun, excelent. La un moment dat am dus-o pe nepoțica mea la cămin. Da. La grădință. Și eu nu am pozis niciodată mașină cu două pedale. Cu două pedale, ce înseamnă, nu există decât frână și accelerație, nu fără ambreiajul care să determine schimbarea vitezelor. Cu cutia automată. Și, mă rog, mi s-a spus, ai grijă, că să vezi, dar nu-i greu. Și în sfârșit am... Și nepoțica mea era în spate acolo și numai bine când am ajuns la prima intersecție, n-am făcut decât 20 de metri din fața vilei, așa, și am, și deodată am vrut să fac, să văd cam cum aș reacționa. Piciorul ăsta n-am putut să-l țin locului, numai cu piciorul drept se lucrează, ambreiaj, fără ambreiaj. Și atunci, fără să vreau, când am a zis să schimb viteza, nu trebuie să schimb viteza, am călcat așa, așa, și am atins frâna de mână care era tot mai sus. Și când am pus o frână de mână cu piciorul atât de dur, cât nepoțica mea a fost aruncată din scaun, destul de... am buscat-o cât se poate de tare. Și eu îmi intru cu capul în parbriz. Da. Și ea a început să zice, a început să... Bubule, așa am zice. Bubule! Bubule! Nimic nu știi! E engleză? Nu știi. În engleză nu știi. Se conduci? Nu știi. Nici matematică nu știi. Apropo, eu mă chineam, mai făceam lecții acolo și de matematică. Deci, superbă, să vezi, îmi povestesc că a fost mai bun. Haideți să cumpăr. Gata! Gata, nu mai stăm cu povești. Vedeți acolo filmulețele foarte frumoase, interesante. O să vedeți și pe nepoțica mea, care fac lecții de matematică. Da. Așa. Din telefon? Nu, direct la tablă, că acolo am înființat, am pus o tablă, am rugat-o pe fiică mea și pe Jimmy să vină să-mi pună o tablă acolo și am făcut lecții de matematică acolo cu ea. Și alte lecții de matematică, mă rog, pe care le-am pus pe YouTube, le vedeți. Zimi, mi-ai promis că mă faci de baftă. Nu problemele astea, ultima. Ultima? Poate mai ajungem. La câte ai până la ultima? Una, două, trei, patru, mai am patru, până ultima, cinci. Așa, dar poate ne ajunge. Poate ne ajunge. Câte ceasul? Am tras de timp. Hai să zic. Suma dintre dublul numărului X și 47 este 200. Suma dintre dublul numărului X și suma... Și dublul numărul... Ce înseamnă? X ori 2. 2X, da? Da. X ori 2 sau 2 ori X. 2X. Plus 47 este 247. Determinați numărul X. Am început ușor. O facem să pare repede. Egal de 247. 2X egal cu 247 minus 47. Și egal cu 2X egal echivalent cu 2X egal cu... Cât că 200, nu? 200, X egal cu 200 împărțit la 2 face 100. Terminat. Un număr natural X se adună cu 7, deci X plus 7. X plus 7. Suma obținută se împarte la 5. Deci X plus 7 tot în paranteză împărțit la 5. Din câtul obținut se scade 14. Minus 14. Și se obține 6. Determinați numărul X. 6. Echivalentul. X plus 7 în paranteză împărțit la 5 egal cu 6 plus 14. Egal cu 6 plus 14, corect. X plus 7 în paranteză împărțit la 5 egal cu 20. X plus 7 fără paranteză egal cu 20 ori 5. X plus 7 egal cu 20 ori 5. X plus 7 egal cu 100. X egal cu 100 minus 7. 100, da? Minus 7. X egal cu 93. X egal cu 93, terminat, ieșiți-o. Da, clar. Asta a fost în momentul ăla greu. Să vedeți. Din numărul 4851. Din 4851. Se scade pe rând numărul X. Minus da. X. Da. Dublul numărului X. Și deci se scade mai întâi X. X. Apoi dublul numărului minus de 2 ori X. Minus 2 X. Da. Și apoi triplul numărului și minus 3 X. Da. Și se obține
ține 51. Deci egal cu 51. Echivalent cu 4.851. 851 minus câți dar de x? 1, 2, da, nu. 1 și cu 2, 5 și încă 1, 6. Minus 6x. Egal cu 51. 6x egal cu 4.851 minus 51. Minus 51. 6x egal cu 4.800. 6x egal cu 4.800. X egal cu 4.800 împărțit la 6. 4.800 împărțit la 6. X egal... Să facem... 0 împărțit la 6. Mi-aș de 800. 800, clar. 6 ori 48, da. 800, terminat. S-a apropiat momentul. Mai aveți unul. Vă duc schimba așa când termin. Da, și camera. Da? Ia să schimb acum. 53. Ia, mă iau primul cu problema aceea mea dificilă și voi să o schimb.